în situația specială pe care a creat-o epidemia de coronavirus la noi în eparhie, la noi în țară și în toată lumea, cred că este necesar un cuvânt de întărire, de îmbărbătare. Și cuvântul nostru se întemeiază pe Sfintele Scripturi. Credem cu tărie că, pe de o parte, rugăciunea are puterea ei și, pe de altă parte, comuniunea și solidaritatea umană în asemenea situații este tare binevenită. Și dacă e să ne întemeiem pe Sfintele Scripturi, iată că vă dau două citate din Sfintele Scripturi. Primul citat este din Sfântul Iacov, care subliniază faptul că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Iar în cartea lui Iona, prorocul, îl auzim pe Domnul zicând: cum să nu-mi fie milă de cetatea cea mare a Ninivei, cu mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și cu un număr mare de dobitoace? Ținând seama de aceste citate din Sfânta Scriptură și de îndemnul pe care ne-l face Părintele Patriar Daniel, spunându-ne că rugăciunea și fapta bună sunt izvor de putere spirituală pentru a învinge încercările la care suntem supuși, dar și pentru a înainta duhovnicește pe sărbătoarea Sfintelor Paști, vă îndemnăm ca în actuala situație în care lumea e încercată de epidemia de coronavirus, în toată arhiepiscopia noastră, dorim ca la ora 12 în fiecare zi să se tragă clopotele. Apoi, imediat după trasul clopotelor, preoții să facă rugăciunile începătoare, la care se adaugă rugăciunea specială venită de la Sfânta Patriarhie. Credincioșii, pe la casele lor, să spună rugăciunile începătoare și din cartea de rugăciuni, rugăciunea la necazuri și supărări. Călugării și călugărițele, la rugăciunile începătoare, să adauge și acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Permanența Consiliului Eparhial se constituie în Comitet Eparhial de Urgență, care va răspunde eventualelor solicitări ale preoților și credincioșilor la telefonul 0799-927-821. Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să aibă milă de eparhia noastră, de țara noastră, de lumea întreagă și să nu uităm că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne încurajează și ne spune Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetul 33, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Adăugăm faptul că zilele trecute ne-am oferit să-i ajutăm pe cei necăjiți prin cele 4 cantine sociale pe care le avem. Iar în caz de nevoie, la acestea adăugăm și cantinele Facultății de Teologie și a Seminarului Teologic. Cele 4 cantine sunt cantina din Mănășturi de aici, cantina din Bistrița din centru,
cantina de la Huiedin și cantina de la parohia Sfânta Treime, de pe strada Bisericii Ortodoxe. Și am zis că în caz de nevoie avem și cele două cantine ale școlilor teologice. Iar în ce privește cazarea oamenilor, dacă va fi nevoie, avem locuri de cazare și la centru de tineret de la Sânt George Băi, 60 de locuri, și la Mănăstirea Parva, și în alte locuri, dacă va fi nevoie. Oricum, vrem ca atât cât putem să le venim în ajutor credincioșilor noștri care au nevoie. Încă o dată adăugăm ce am spus și la început. Tare am dori ca un simțământ de încredere, de optimism, să le transmitem tuturor celor ce ne văd, celor ce ne aud. Nu uităm cuvântul Mântuitorului, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cineva mă întreba zilele acestea, ce sfaturi le-ar da? Foarte scurte credincioșilor. Și am zis, un singur sfat le-aș da. Să fie bun, să se ajute unii pe alții.